Relația de prietenie și relația de cuplu a fost tema unui simpozion organizat de Centrul Cultural Pitești. Prelegerea a fost susținută de psihoterapeutul Radu Cocea, care a recurs la cele mai noi metode folosite în domeniu. O teorie spune, bineînțeles, că atunci când mama și copilul sunt, când mama naște copilul, ei sunt foarte, o perioadă sunt foarte apropiați, da? Deci teoria clasică a atașamentului Bowlby. Și atunci ei formează o entitate, pentru că sunt tot timpul în contact, e ca și cum nu ar exista nicio diferență între ei. Cum? Să spunem că mama, da? Da. În măsură ce copilul crește, el începe să se îndepărteze. Da, explorează spațiul din jur. În raport cu... În raport cu mama, da. E, acum, aici se întâmplă un lucru foarte important. De felul cum mama va ști să îl primească pe copil când se va întoarce, depinde, se spune, deci e o teorie, da, sigur nu poate ști nimeni, va depinde felul, siguranța emoțională a acestui copil când va deveni adult. Pentru că dacă ce se întâmplă este că mama spune așa, a, tu pleci, nu te mai interesează de mine, atunci este supărată, nu-l primește, lasă că nici eu n-am nevoie de tine și se întoarce. Și atunci copilul, după o explorare prin lume, prin, mă rog, prin cameră, pe unde, se întoarce și găsește o mamă absentă. Starea simțită de el se pare că nu e foarte bună atunci. Bun. Și al treilea stadiu este când amândoi sunt bine diferențiați, au observat diferențele dintre ei, s-au acomodat cu depărtările și ale unuia și ale altuia, însă lucrul ăsta poate fi după și în unele familii și după 20-30 de ani sau chiar mai mult. Deci e o fază care poate dura. Și această, deci neajungerea la această fază se spune că este unul din motivele pentru care copilul are dificultăți de a intra într-un cuplu, pentru că el este încă legat de mamă. Da, bun, astea sunt teorii. Acum, ce se întâmplă cu sufletul pereche? Se spune că căutăm această apropiere. Da, care este nu neapărat un gând, nu... Este o stare, este o intimitate foarte puternică, este o apropiere. Da? Și se spune că sufletul, una dintre teorii este că sufletul pereche înseamnă această apropiere și iarăși influențată foarte mult de acest stadiu. Pentru că atâta timp cât aici era bine și eu când am plecat și mă întorc, nu mai găsesc pe mama mea deschisă, atunci știu că în stadiul de fuziune era bine, atunci când am încercat să plec, e rău. Și atunci căutăm tot timpul acest lucru. Pe când, teoretic, dacă atunci când am plecat, am putut să mă întorc și am văzut că e bine și singur, și cu ea, atunci nu mai caut sufletul pereche, pentru că știu că mi-e bine și singur. Poți să-i întorci spatele și să știi că orice s-ar întâmpla, vei fi primit. De către mamă, de către lume, de către societate, în fine. Psihoterapeutul Radu Cocea intenționează să susțină periodic dezbateri interactive pe teme de interes la Centrul Cultural Pitești.